Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Lună plină în pești, chiar de dimineață la ora 4:30 ora României, aproximativ. Lună plină care, spuneam eu, că este cu o încărcătură karmică, este o super lună și bineînțeles că închide ceva extrem de profund pentru noi. Da? Cu siguranță deja o simțiți, pentru că eu deja am simțit-o, deja o simt de ceva timp. Cu siguranță și voi la fel și o să o mai simțim o perioadă. Luna plină se produce chiar lângă Saturn, da? Adică luna e pe lângă Saturn, soarele e în zodia Fecioarei și, vedeți voi, ni se cere să ne vindecăm odată pentru totdeauna anumite traume, anumite lucruri. Vedeți că apar și responsabilități, care mai de care mai ciudate, dar sunt lucruri pe care noi le putem rezolva. Vă spuneam că nu este o lună plină atât de negativă, da? Pe cât pare că e lângă Saturn. Ni se cere să fim puțin non-conformiști, ni se cere să ne ascultăm intuiția, să ne organizăm cumva mai bine și cumva Saturn de acolo ne pune la treabă. Da? Soarele și el e prin Fecioară, toată lumea vrea să ne pună la treabă, cu luna prin pești parcă am mai lenevit puțin, dar parcă am mai visat puțin cu ochii deschiși și așa să ne facem planuri, dar uitați că e nevoie să și acționăm. Da? Energia generală pentru ziua de 31 august, ultima zi din această lună care a fost absolut superbă, incendiară și la propriul și la figurat, este arcana majoră soarele, deci nu are ce să fie rău. Soarele vine și luminează, soarele vine și ne oferă optimism, putere de creație, soarele vine și ne trezește la realitate, da? Ne vedem anumite frici, anumite temeri. Avem împărăteasa și cu magicianul data de 31. Aceste două cărți din nou, deci suntem puși să facem lucrurile din punct de vedere practic, fie că ne place, fie că nu. Și chiar din teoria aia noastră, din visatul cu ochii deschiși, acum suntem treziți la realitate și suntem puși pe treabă, pe a acționa. Am vorbit deja de luna plină în filmarea generală pentru această săptămână. Dacă n-ai văzut-o deja, te invit cu drag să o faci, pentru că acolo o prezint mai pe larg ceea ce se întâmplă. Aici voi analiza și aspectele care se mai produc pe lângă luna asta plină. Și mai mult decât atât, am vorbit deja și pentru fiecare zodie în parte, în comunitate, aveți ritual de lună plină. Fiecare zodie personalizat. Am văzut că m-ați mai întrebat prin comentarii. Părerea mea e să ascultați foarte mult și de la ascendent. Și dacă știți ascendentul, e superb. Și faceți ritualul ăla că e important, da? Este o eliberare karmică. E un moment fantastic pentru toți. Fie dacă unii credem în alte vieți și poate să fie și de acolo, fie că e din viața asta, dar e ceva ce am amânat. Poftim, hai să spunem că pentru unii sunt chestii poate banale pe care le-am amânat, pe care nu am reușit să le rezolvăm și acum vine Saturn așa și spune gata, hai la treabă. Și Saturn poate să vină printr-o persoană, da? Poate să vină printr-o situație, printr-o responsabilitate și ce v-aș ruga foarte mult, să vă odihniți în noaptea de miercuri spre joi. V-aș ruga să evitați excesele de orice fel și ce v-aș mai ruga e să vă ascultați foarte mult intuiția și să vedeți exact ce visați, ce se întâmplă. Pentru că vom avea o conexiune extraordinar de puternică cu planul de dincolo. Și este o lună plină care, vedeți voi, e în pești, e drăguță, luna se simte bine în pești. Problema este că e pe casa 8-a, da? În momentul în care se produce. E o astrogramă, ca și cum se naște un om atunci, da? Sau vrei să vezi ce se întâmplă. Ei, e o axă a valorilor, e o axă a banilor, e o axă a digestiei, ca să zic așa. Așa că fiți puțin atenți și ce mâncați. Pe sănătate ar trebui să fim atenți. Cât mâncăm, ce mâncăm și mai ales atenție și pe partea aceasta de lichide. Să încercăm să ne hidratăm cum trebuie, să mâncăm așa cum trebuie, pentru că este o axă a sănătății până la urmă, axa Fecioară Pești, da? Bun, e ca o vindecare, dacă vreți, dar mai dură, da? Adică nu e o vindecare din aia așa drăguță, e cu acțiune. Suntem puși în fața faptului împlinit.
Și vă reamintesc că este ultima săptămână când Venus este în retrogradare, în semnul leului, de săptămâna viitoare, gata, scăpăm de Venus retrogradă, stați aproape, apar și filmările pentru următoarea săptămână, cred că tot în formula în care au apărut săptămâna trecută, pentru că eu încă sunt prinsă cu niște proiecte și sper să termin săptămâna asta, ca de săptămâna viitoare să ne reluăm mersul în mod normal. Da? Spre finalul zilei, pe de o parte, lucrurile încep să se mai liniștească, însă, pe de altă parte, la un moment dat, vedeți că spre seara zilei de joi pot apărea și mici mari tensiuni, da? Cu rudele, cu prietenii, în general discuții din acestea. Încercați să le evitați, că totuși Mercur acolo e retrograd, e ca și cum scoatem chestii de la naftalină de nu știu cât timp. Deci nu e ok. Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. O să discut aici doar în mare parte despre luna plină, că am vorbit deja în filmarea respectivă, aveți aproape o oră pentru toate zodiile, deci e împărțită filmarea. Aveți și în comunitate, am văzut că ne-am adunat și mai mulți, aveți și în comunitate, am vorbit destul, da, și acolo. Bun, și hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi chiar e nevoie de odihnă. Da? Trebuie să vă odihniți. Vedeți voi, se închide așa o perioadă, poate puțin stresantă, poate puțin ciudată. Voi intrați în contact foarte mult cu trecutul, da? Și susținerea vine din partea unui prieten, din partea grupurilor de oameni, chiar de pe zona de online. Este un moment de schimbare, de transformare privind statutul vostru. Poate chiar este ceva legat și de o conștientizare, da, a acestei idei că cine sunteți voi prin societate sau câtă responsabilități e nevoie să vă luați. Da? Este adevărat că aveți mult de lucru perioada asta, dar încercați să vă mai și odihniți. De ce nu? Și bineînțeles că undeva spre seară, fie mergi la cumpărături, fie primești niște bani sau dai niște bani undeva anume. Înveți tu acolo o chestie interesantă, iar în seara zilei de joi încearcă să eviți tensiunile care pot apărea legate de drumuri, legate de rude, legate chiar de sănătate. Repet, odihna e sfântă pentru tine. Trei de spade, regina de bâte, deci se pare că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, iar unii vorbești cu siguranță aici. Stați și vă gândiți la o persoană care pleacă, cineva pleacă în altă țară, cineva pleacă undeva anume. Poate chiar aveți voi o speranță aici privind o persoană dragă vouă. Vedeți că aveți o sensibilitate ceva mai mare, dar uitați, și tarotul spune același lucru, 4 de cupe, luați și vă odihniți. Da? Nu prea vă convine vouă ce vi se spune, ce vi se oferă, ce se întâmplă într-un anumit context, dar, repet, este bine să stați puțin liniștiți. Turnul, ultima carte, care reprezintă o eliberare, dar și un adevăr care poate să iasă la suprafață. Da, posibil și acest lucru. Turnul, să știi că mai reprezintă în acest context și un moment în care printr-un detaliu, printr-un anumit lucru, uite, vezi acum adevărul sau conștientizezi ceva important pentru tine. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este un moment în care se închide așa o perioadă de ceva timp în relația cu prietenii, în relația cu partenerul, poate chiar acum vă definitivați puțin viitorul relației, dar vedeți că asta ține și de niște acte la mijloc sau ține de a avea niște discuții așa elevate, la nivel înalt, adică nu așa cu una, cu două. Pentru voi este o lună plină destul de drăguță, da? Norocul vine din zona carierei, adică este o situație din care voi ieșiți bine din punct de vedere profesional sau ca și reputație. E ceva extrem de benefic pentru voi. În sfârșit se clarifică viitorul unei relații, viitorul copilului tău, ceva legat de o afacere, în sfârșit termini un proiect, da? Bine, acum termin, dar mai mult împins de la spate. Pentru unii tauri, bineînțeles. Pe de altă parte, este de și o zi, cel puțin în a doua parte, în care, uite, te poți întâlni cu un prieten sau îți pot veni ție niște idei geniale și vezi tu această rupere, această închidere te ajută să te eliberezi.
Undeva spre seară încearcă să eviți discuțiile în contradictoriu, cu un copil, cu persoana iubită, încearcă să eviți chestiile astea, mai ales legate și de afaceri sau legate de riscuri. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Și avem Soarele și Marele Preot, care este cartea ta în tarot. Poate ai o legătură cu un leu, dar văd aici clar că ceva se definitivează pentru tine. Pentru tine în mod special. Este și ceva aici, atenție, legat de un șef sau legat de o avansare. Se clarifică ceva privind o relație, poate o relație cu un prieten sau o relație cu partenerul tău, ce știe. Apoi avem faietonul, un drum pe care îl faci, dar și o legătură cu zodia Rac. Vezi că joi se întâmplă ceva simbolic pentru tine, pentru acest an 2023. Da. Poate primești o veste bună. Ultima carte, 10 de cupe. Uite, mulțumire, împlinire, liniște, ce vrei mai mult de atât. Tot 10 de cupe aici poate să însemne și faptul că în sfârșit reușești să-ți atingi un ideal sau ești din ce în ce mai aproape de idealul tău. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi este o lună plină care activează axa 40 și aveți acolo niște responsabilități de ceva timp și fie le-ați amânat, fie ați fost prinși pe niște chestii personale. Cu siguranță, da, n-ați făcut-o voi cu rea intenție, doar că acum ce să vedeți, trebuie să le finalizați. Este ceva important, poate să fie și ca un fel de luptă acolo, dar vedeți voi, Saturn vă pune la treabă, că mai aveți puțin și terminați ceva, ceva foarte important. Poate nu terminați joi, da? Poate în octombrie, știu eu, sfârșit de septembrie, dar măcar terminați. Da? Acum e ca și cum e acel declic. Norocul pentru tine vine din zona intuiției, din zona străinătății, din zona studiilor superioare, pe tot ceea ce ține de zona de online. Deci de acolo e norocul pentru tine, dar este ceva legat de o transformare, de o închidere. Iar unii gemeni, vă spuneam eu, că fie voi sunteți prin săptămâna oarbă, fie cineva de prin jurul vostru. Și vedeți ce faceți, că momentan Mercurie e retrograd, Venus e retrogradă. Ok, bucurați-vă de viață, ok, chiar dacă e o fostă relație, faceți ce vreți, că oricum n-aveți cum să scăpați de trecut, dar vă hotărâți voi din septembrie încolo ce faceți. Momentan luați lucrurile ușor. Și ce mai vreau să transmit este faptul că undeva în a doua parte a zilei, vezi că se rezolvă ceva legat de o relație, fie relația cu un șef, un partener, un prieten și undeva spre seară încearcă să, cum să spun eu, să eviți puțin, da, trecutul ăsta, adică lasă-l în urmă, e ca și cum se reiau niște discuții, da? Sau e nevoie tu să te împarți într-un mod egal între casă, familie și viață profesională sau ai niște responsabilități pe acolo. Și uite, avem Steaua pentru tine și 6 de Băte, o bucurie. Steaua reprezintă o conexiune cu zodia Vărsător, dar și un ideal, o speranță pe care tu o ai. 6 de Băte înseamnă că se îndeplinește, se rezolvă. Pajul de Spade, o discuție pe care o ai clarificatoare cu cineva, dar este și o persoană care este foarte curiosă, foarte curioasă. Asul de Monede, un nou loc în care mergi, un nou început. Tot asul de Monede, să știi că poate să însemne și o dovadă fizică palpabilă, da, pe care o primești. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi este o lună plină foarte benefică, da? Însă v-aș recomanda să fiți puțin atenți pe partea aceasta de mișcare. Da? Nu exagerați cu absolut nimic. Pentru voi este un moment de învățare. Învățați ceva, conștientizați ceva important pentru sufletul vostru. Mai mult decât atât, este ceva foarte important privind o relație cu cineva, relația cu partenerul, cu un părinte, relația cu prietenii. În general pe partea aceasta și bineînțeles foarte mulți rași veți da dovadă de foarte multă maturitate în preajma lunii pline, dacă n-ați dat deja dovadă, iar norocul pentru voi vine din ideea aceasta de a închide un anumit lucru sau chiar norocul să știi că vine prin provocările astea care apar și care te împing așa de la spate să mai înveți ceva, să abordezi lucrurile într-un mod mai matur. Da? Undeva
spre seară, văd că ești cu prietenii sau intri în contact cu o persoană dragă ție, ai niște discuții acolo foarte plăcute și undeva joi seara încearcă să fii puțin atent pe drumuri și încearcă să eviți discuțiile în contradictoriu cu rudele, cu anturajul. Da, vezi ce spui, vezi ce faci. Doi de spade, cavalerul de băte. Nu prea comuniști tu foarte mult, poate ai de luat o decizie importantă, însă totuși te văd foarte entuziasmat privind o situație, privind o persoană din jurul tău. Steaua, o conexiune cu un vărsător, dar și o speranță mare pe care tu o ai în această zi de joi. Iar ultima carte, pajul de spade. Ești foarte curios în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație importantă, iar unii cu siguranță reușiți să luați o decizie și să clarificați ceva legat de niște acte. O femeie, vedeți că vă ajută foarte, foarte mult astăzi. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi, luna plină activează axa 2-8 și e acolo o luptă de putere, e acolo ceva, apar niște cheltuieli sau acum vă dați seama că e nevoie să închideți ceva și sunteți la limită. Și acum este un moment în care și voi veți reacționa, pentru că veți spune, auzi, eu sunt într-un fel, eu fac lucrurile așa, eu valorez atât și e posibil și voi să reacționați din acest punct de vedere. Ei, și cu siguranță reacția din partea respectivă va fi și ea pe măsură. Da. E ca și cum spui, e ca și cum ceilalți spun, da, ok, dar stai că ți arăt exemplu. Vedeți că pot apărea cheltuieli, da, în preajma lunii pline și vi se cere aici să mai rupeți puțin lucrurile, să vă mai organizați puțin. De asemenea, norocul vine din partea partenerului sau din partea celorlalți la modul general vorbind, dar este clar vorba despre a definitiva ceva. Poate vrei să închizi o chestie și în a doua parte a zilei de joi este un moment foarte interesant, da? În relația cu un partener de afaceri, în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. E ceva acolo care se finalizează și de asemenea undeva joi seara, mai târziu, încercați să evitați discuțiile astea în contradictoriu cu ceilalți și încercați să mâncați cât mai sănătos undeva joi seara, tare bine ar fi. Și vedeți ce faceți cu cheltuielile astea, că sunt destul de ciudate. Puterea, spânzuratul. Deci ceva vă ține pe loc, dragilei. Parcă sunteți într-o cușcă acolo. Nebunul, o eliberare. Da? E ca o nebunie totală acolo. E ceva ce vă provoacă și se pare că reacționați. Apoi, șase de monede. Niște bani pe care îi primești, bani pe care îi dai astăzi. Unii poate chiar mergeți la cumpărături, dar e ca și cum primiți, însă nu suficient. Sau primiți, dar spuneți, bun, da, hai să mai analizăm lucrurile, hai să mai vedem cum stau. Apoi, soarele, care este tot cartea ta, deci se rezolvă ceva, primești o veste extraordinar de bună în această zi. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi se activează axa relațiilor. N-am ce să vă fac. Soarele în zodia voastră, luna pe casa 7 lângă Saturn. Vedeți, se închide o relație. Se închide ceva. Se transformă. O relație cu un copil, o relație cu un coleg de la muncă, cu cineva anume. Dar vedeți că și voi sunteți cei care luați atitudine. Ca și cum acum în sfârșit aveți energie și spuneți gata, merg în direcția respectivă. Dacă e vorba de dragoste, încercați să vă gândiți puțin de două ori, dar dacă e vorba de o relație toxică din punct de vedere emoțional, părerea mea e să ieșiți de acolo. Mai ales dacă e ceva vechi, da? Și tot v-ați certat, v-ați împăcat, iar ați luat lucrurile de la capăt. Pentru tine norocul vine din partea practică a lucrurilor, deci prin acțiune. Norocul pentru tine vine pe sănătate. De poate era cineva acolo care te seca de energie și te îmbolnăvea. Mai mult decât atât, undeva în a doua parte a zilei sunteți foarte bine susținuți pe acte, pe a lua o decizie împreună cu o persoană din familie sau chiar pe ideea aceasta de a rezolva o situație legată de acte pentru alții. Rezolvați ceva, învățați ceva, se întâmplă ceva frumos și bineînțeles că undeva joi seara încercați să evitați discuțiile în contradictoriu cu ceilalți. Da? Sau vedeți voi ce spuneți.
Dacă e posibil cineva acolo să fie așa, să viseze frumos, să fie drăguț și voi de acolo, pac, da. Să vă apucați să dați un sfat. Vedeți că oamenii sunt mai sensibili în perioada asta, aveți voi intenții bune, vreți să ajutați, vreți să fiți acolo drăguți cu toată lumea, doar că, da, momentan toată lumea e mai sensibilă, da, zilele astea. Așa că evitați, da, să dați sfaturi ziua de joi, că e posibil că oamenii respectivi să reacționeze ciudat. 7 de bâte, 6 de spade. Este aici o zi în care, uite, apare o provocare privind un drum sau privind o schimbare pe care tu o ai de făcut. Atunată, nu tună în continuare. Deci am prins o vreme astăzi. 4 de bâte. Păi cam așa și la voi, nu știu, e ca și cum auziți o veste, da? Sau dați o veste celorlalți, luați o decizie care cutremură munții, dragi fecioare. Mergeți la o petrecere, la o întâlnire cu cineva sau vă simțiți bine. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar și o decizie importantă privind un angajament, privind o relație serioasă. Poate chiar este o zi bună și pe partea aceasta de studii pentru tine, de ce nu? E o bucurie pe care o ai aici. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi se activează axa 6-12, deci luați și vă odihniți. Poate aveți și voi ceva de făcut, da? Și vă simțiți cam obosiți în perioada asta. Simțiți așa că parcă pierdeți controlul asupra lucrurilor. Sfatul e chiar să vă odihniți și părerea mea e să vă apucați și de treabă în același timp. Știți cum? Luna asta plină vă prinde așa într-o perioadă în care nu aveți energie, dar ceva trebuie rezolvat și ați amânat sau nu s-a putut rezolva atunci. Și este vorba de ceva legat și de muncă, de rude, de iubire, de casă, deci ceva legat de zona aceasta. Și sunteți și voi puși la treabă, bineînțeles. Norocul pentru tine vine din partea unui copil, din partea persoanei iubite. E ceva legat de o afacere pentru unii, de niște idei bune. Undeva în a doua parte a zilei vedeți că sunteți foarte prinși pe tot felul de activități și chiar undeva joi seara vedeți că puteți să aflați niște secrete sau dacă voi aveți niște secrete, vedeți că acestea pot ieși la suprafață. Dar părerea mea tot este să vă odihniți cât de mult puteți astăzi. E ok, vă dați seama ce aveți de făcut, dar luați-o ușor, că aveți timp. De data asta nu vă zic să mergeți tot înainte, deși nodul nord acolo în berbec nu prea vă las. Spune hai, acționează. Și Marte din zodia voastră la fel, da? Vă îndeamnă la acțiune. Hai să vedem, avem regele de cupe și 8 de spade, o legătură cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești. Vezi că este o zi în care emoțiile tale sunt foarte puternice și te vor determina să vrei să te rupi dintr-o situație. Regele de monede. Ai și o legătură poate cu zodii de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Dar oricum ar fi, unii e ca și cum vreți să vă eliberați de o situație puternică din punct de vedere emoțional, de o situație toxică și să vedeți practic cum stau lucrurile. Sau unii e ca și cum sunteți prinși. Una simțiți și alta se întâmplă fizic. Ultima carte, 4 de bâte. Uite, te petreci cu cineva, te întâlnești cu o persoană dragă ție, mergi undeva anume, primești o veste bună. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi e o lună plină bună, să știți, activează axa 5-11 și este un moment în care puteți să luați atitudine, să comunicați în sfârșit cu cineva, da? Cu persoana iubită, cu un copil, poate e ceva legat de plăcerile voastre, de o afacere, acolo e nevoie să acționați. Dar știți cum, are legătură și cu stabilitatea voastră emoțională și foarte mulți scorpioni care se află în relații toxice, acum e momentul să rupeți povestea. Cei care vreți să vă definitivați oarecum statutul vostru, cariera voastră în perioada asta, ei, acum e momentul cu Saturn acolo și în a doua parte a zilei este un moment foarte bun să ai o discuție cu o rudă, să ai o discuție cu un copil, cu o persoană dragă ție sau să te vezi pur și simplu cu cineva. Și vezi că undeva joi seara pot apărea mici mari discuții în contradictoriu în relația cu persoana
iubită, poate să fie ceva legat de anturajul tău, de copilul tău. E o zi puțin nebună așa pentru tine, dar este eliberatoare. Da? E ceva pentru sufletul tău. Norocul vine din casă, din familie, din viața ta privată, pe un teren, pe partea aceasta. 4 de bâte și nebunul. Petreci, da? Te simți bine. Este o bucurie pe care o ai aici, o eliberare, un nou drum. Și uite, 8 de monede, lucrezi la așa ceva. Este o zi în care te concentrezi și asupra detaliilor, iar ultima carte este 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, un contract pe care îl semnezi, o decizie importantă pe care o iei. Dar e o noutate plăcută. Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi se activează axa 40 și pe voi v-aș v-aș sfătui să vă odihniți puțin, pentru că o veți simți foarte intens. Oricum cu toți o să simțim foarte intens super luna asta, dar cu atât mai mult voi. Și aici se închide o perioadă, da, care, uite, poate să țină de casa ta, de familia ta, de niște responsabilități pe care le ai pe acolo. Poate iei lucrurile prea în serios și nu e cazul, da? Alți săgetători, cu siguranță, acum luați niște decizii și voi importante privind relația cu partenerul. Asta pentru cei care sunteți într-o relație. Se schimbă ceva, se rezolvă ceva, iar alții sunteți prinși atât personal cât și profesional. Și norocul vine din partea rudelor sau din partea persoanelor dragi vouă. Vi se cere să vă învingeți o teamă și să vă vedeți puțin și de viața voastră, de plăcerile voastre. Undeva spre seară lucrurile se rezolvă pentru tine și poate ai niște activități de făcut prin casă, poate niște cumpărături, alții intrați în contact cu niște rude sau studiați mult mai atent o situație, iar undeva joi seara încercați să evitați eventualele conflicte în relațiile cu ceilalți, pentru că vor fi tot felul de discuții ciudate și, cel mai important, fiți puțin atenți ce comunicați în spațiul public undeva joi seara. Da? Vedeți ce faceți pe acolo. Vedeți că na, chestiile astea nu vă vor rău, doar că vi se cere să nu vă mai scufundați acolo în casă, în familie, în planul ăsta. Vi se cere să vă mai luați și alte responsabilități. Să vedeți că mai există și altceva. Și avem 4 de bâte și magicianul. Te pregătești pentru ceva aici. Te pregătești pentru o zi de naștere, pentru o întâlnire, pentru un eveniment important. Eremitul, o legătură cu zodia fecioară, tot eremitul, să știi că vorbește și despre faptul că ești foarte atent la detalii în această zi de joi, dar intri în contact și cu o persoană mai în vârstă sau o persoană specialistă pe un anumit domeniu. Îndrăgostiții, unii aveți legătură și cu zodia gemeni, îndrăgostiții vorbește despre o alegere importantă, despre o conexiune cu o persoană dragă sufletului tău, dar e ceva mai intim, e ceva mai liniștitor, iar unii veți avea o surpriză foarte mare privind o relație din viața voastră sau privind un cuplu care este apropiat de voi. Zodia Capricorn. Pentru tine se activează axa 3-9 și ești pus la studiu, cu sau fără voia ta. De asemenea, tot în această zi, luna asta plină pentru tine poate să însemne și un moment în care se închide o perioadă, da? Se închide ceva legat de niște rude, legat de modul tău de a comunica, de modul tău de a te manifesta. Norocul vine din zona banilor sau știi cum, această discuție, aceste drumuri care au loc îți oferă ție o mai mare încredere în tine sau chiar te ajută din punct de vedere financiar. În a doua parte a zilei te vezi cu un copil, cu persoana iubită sau uite că poți să cunoști pe cineva prin vecini sau prin intermediul anturajului și undeva joi seara încearcă să eviți discuțiile astea în contradictoriu, da? Privind obiceiuri diferite, că o cultură are un obicei, altă cultură are alt obicei, știu ei de ce mai bine, dacă e temperatura care face diferența, da, sunt mai multe lucruri, da? Cam așa și ei. Se cere să înveți, da? Să înveți, să îi înveți pe ceilalți, să îi ghidezi. Cavalerul de spade, pajul de cupe și 5 de bâte.
E o agitație aici privind un final, privind o închidere, dar e ceva foarte brusc care se petrece și văd și o reacție total ciudată a unei persoane. Cineva reacționează într-un mod foarte rapid, așa, foarte energic. Pajul de cupe, următoarea carte, o legătură văd aici cu un copil sau cu o persoană mai tânără, dar este și o zi în care tu vei experimenta emoții noi. Iar ultima carte, 7 de bâte, o provocare pe care tu reușești să o depășești și tot 7 de bâte, să știi că înseamnă și un moment în care îți impui foarte mult convingerile în fața celorlalți. Da? E ca și cum le spui, băi, eu am trecut prin asta, știu despre ce e vorba, nu m-a învățat tu pe mine. Da. Ei, sunteți aici foarte, foarte energici. Zodia vărsător. Dragi vărsători, în sfârșit vă dați voi seama cam cât valorați. Vedeți că luna asta plină e superbă pentru voi. Punctul norocului e în zodia voastră. Axa banilor e activă și e ca și cum în sfârșit se definitivează, se rezolvă o situație legată de bani, legată de valoarea ta personală, legată de partea aceasta poate de alimentație, că Saturn vrea și așa ceva pe acolo, mai ales pe tot ce ține de lichide. Acolo trebuie să vedeți câtă cafea beți, ce obiceiuri mai aveți, da? Și așa mai departe. Bun. Voi ar trebui să fiți puțin atenți și pe partea aceasta de alimentație, da? În preajma lunii pline, dar este o situație în care e ca și cum îți învinge o teamă. Nu? Parcă ești pus acolo la treabă cu sau fără voia ta. Poate primești bani, dai bani, rezolv niște situații importante. Undeva joi seara sunteți prinși și voi pe niște chestiuni personale, poate legate de casă, de o petrecere, de un eveniment mare, poate o persoană care e la distanță și undeva joi seara e bine să evitați discuțiile în contradictoriu cu un copil. Da? Sau e bine să fiți puțin atenți și pe cumpărături. Da? Că e posibil să vă placă ceva și să dați banii degeaba. Da, și să fie stricată chestia aia sau să fie veche sau știu eu. Încercați să evitați. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Puterea, 8 de monede, o legătură cu zodia Leu. Dar este o zi în care tu lucrezi, ești provocat acolo. Fie ai mult de lucru, fie este o zi în care apar mici, mari provocări. Roata destinului, este clar că ceva se învârte, ceva începe să se miște pentru tine într-o anumită direcție. Ultima carte, 10 de monede și văd o mulțumire, o împlinire pentru tine. Casa, familia sunt importante, viața ta privată, primești niște bani sau te simți cumva la un nivel înalt. Dar vei rămâne și surprins de reacția unor rude. Zodia Pești. Dragi pești, lună plină în zodia voastră. Vedeți că sunteți foarte mult protejați, indiferent ce vi se întâmplă. Este o lună plină care vă va trezi puțin la realitate privind modul vostru de a aborda relațiile cu ceilalți. Și asta e foarte, foarte bine. Pe de altă parte, este vorba și despre partea practică a lucrurilor. Adică e nevoie să acționați într-un mod practic, dar nu doar așa teoretic. Undeva spre în a doua parte a zilei, fie înveți ceva, e parte de o conștientizare, te vezi cu niște rude, intri în contact cu niște persoane dragi ție și undeva joi seara încearcă să eviți eventualele discuții în contradictoriu cu rudele sau cu persoanele din trecutul tău. Vezi că nu tot ceea ce spun ăștia e și adevărat. Da? Ei văd doar anumite detalii. Bun, 7 de spade, 10 de bâte, pajul de bâte. Împăratul, o legătură cu un berbec. Foarte multă energie tânără văd aici. Deci noi începuturi, resetări, e ceva ce te atrage, ceva ce ți atrage atenția. 7 de spade. E ca și cum cineva vine la tine și se plânge și spune, bă, uite, m-am despărțit, nu știu ce am pățit, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat cealaltă și e posibil, dragi pești, ca universul acum să vă spună, auzi, știi ce, bun, te ascult, te ajut, dar nu sunt aici terapeut gratis. Apoi, avem 10 de bâte, da? Multe activități pe care tu le-ai de făcut, dar tot 10 de bâte, să știi că înseamnă și
O zi în care îți dai seama că porți în spatele tău un sac plin cu pietre care nu îți aparține. Ultima carte, Regele de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar este și o zi bună să-ți faci strategii, este și o zi bună să ai o discuție sinceră, clarificatoare, adică bucură-te de chestia asta. Da? E ca și cum trecutul ăsta bate la ușă și acum vezi și tu un adevăr, conștientizezi un anumit lucru. Se clarifică ceva pentru tine. Uite. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit cu drag și la filmarea mare pentru luna plină. Aici am abordat în mare parte, pentru că am vrut să discut și despre celelalte aspecte. O aveți aici, e gratuită, e publică pentru toți. Am atașat-o și acestui videoclip. Și de asemenea, vă invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem niște evenimente foarte drăguțe în weekend, mici, adevărat, dar frumoase. Da? Începe luna septembrie, ușor, ușor apar filmările, mai am 3 de filmat. Luna septembrie e sub semnul turnului, o să discutăm. Dacă n-ați văzut filmările, vă invit și acolo, că e important ce se petrece. Da? Finalul lunii septembrie o să vedeți pentru fiecare zodie în parte că vine cu tot felul de închideri de relații și nu sunt dintre cele mai roze, da? Sunt lucruri care se închid. Da, am discutat acolo exact și ce vreau să vă mai spun, că e posibil ca pentru săptămâna viitoare să menținem programul care a fost pentru săptămâna asta ca să reușesc să-mi intru în ritm, pentru că mai am de lucru la un proiect și nu am terminat încă. Da, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o lună plină cât mai frumoasă și chiar insist să faceți ritualul cei care sunteți deja în comunitate. Să aveți parte de o lună plină cât mai frumoasă.